Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul care ne-l-a făcut de a fi împreună în locașul de închinare. Vă spun tuturor un bun venit în comunitatea Lugoș și vreau să spun în numele comunității un bun venit fratelui Daniel Ciobanu împreună cu soția dumnealui. Domnul să-i binecuvânteze în lucrarea care o fac și să-i întărească, să-i călăuzească și de asemenea să ne călăuzească și pe noi. Fie ca Duhul Sfânt să ne vorbească fiecare în continuare prin cuvântul pe care fratele Daniel l-a pregătit. Amin. Fraților și surorilor, pentru mine personal este o mare bucurie să fim împreună în această vară călduroasă, așa de călduroasă, și la Portland tot așa este în perioada aceasta, pentru că suntem pe același meridian. Și am avut cam vreo 2 sau 3 săptămâni, să zic așa, peste 35 de grade. Pentru una din zile am avut ceva excesiv, deci termometrele înregistrau 112 grade Fahrenheit. Asta ar însemna, dacă scădeți 30 din numărul de 112 și împărțiți la 2, aflați temperatura care era acolo. Ceva neobișnuit pentru zona noastră, exact ca zona California, Phoenix, Arizona, zona aceea. Însă, ființa umană niciodată nu e mulțumită. Când e prea cald, oh, ce bine ar fi fost să avem un pic mai răcoare. Când e prea frig, iar nu-i bine. Când e prea multă zăpadă, oh, când mai vine vara odată. Și când vine vara, oh, ască trecea și vine toamna. Dar parcă tot mai frumos era primăvara când începeau florile, nu? Și tot așa ne schimbam. De ce așa? Pentru un simplu motiv. Că planeta aceasta nu este cea pe care a intenționat-o Dumnezeu pentru noi, oameni. El a pregătit ceva mai bun. Și spiritul acesta de neacomodare, indiferent de condițiile în care suntem, probabil că vine tot de undeva din interiorul nostru de a umple golul acela cu ceva extraordinar pe care l-a pregătit Dumnezeu pentru copiii săi. Sunt bucuros că avem privilegiul să împărțim același cuvânt al lui Dumnezeu pentru dimineața aceasta. Înainte de aceasta vă aduc salutul bisericii de la Portland. Un salut tot așa de călduros, ca la fel cum e vremea de aici. Am spus că primul sabat vin la Lugoș și dânșii au spus, neapărat ziceți ceva de și despre noi, să-și aducă oamenii că mai existăm, să aducă aminte că mai existăm și noi pe aici. Românii sunt tot români, indiferent unde ar fi, pe oricare dintre meridianele globului. Avem un român chiar la Polul Nord și funcționează acolo de vreo cât? Cred că vreo 7 sau 8 ani, dacă bine mă amintesc. A zis să ia un pic de vacanță și a venit în zona Montreal. Și n-a putut să stea cât și-a propus și urgent să ducă înapoi, că acolo se simțea bine, că a zis că e prea sufocant la Montreal. Sigur că da, când vii de acolo din zăpezile alea interminabile și vii în zona unde este zonă temperată, așa, destul de frig față de zona noastră, pentru el era foarte, foarte cald. Așa că, nu numai de la Polul Nord, oriunde ar fi românii pe toată fața pământului, au pe inimă închinarea spre adevăratul Dumnezeu, au pe inimă să iubească pe Dumnezeu cu toată ființa lor atunci când l-au descoperit. Dacă nu descoperi pe Dumnezeu, viața e monotonă, n-are nimic ceva special. Tot cazul, și eu zic din nou bun venit și bine v-am regăsit. Vreau să întreb câți musafiri avem în sală, să ridice mâna sus. Musafiri. Păi tu ești musafir, de ce nu ridici mâna? Dar avem câțiva musafiri. Sunt bucuros să ne revedem, dacă nu ne-am revăzut, să împărtășim împreună cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, era frumos să avem povestirea copiilor, da? Am uitat chestia asta, nu? Copiii sunt vitregiți, ei trebuie să fie în prim plan.
ei trebuie să aibă ceva special și pentru ei. E adevărat că învață la școala de sabat a copiilor, a, frumos, dar ei trebuie să se simtă parte din biserică. Dacă tot îi izolăm și îi băgăm acolo și pe ei nu îi aducem în prim plan, s-ar putea ca atunci când vor fi măricei să zică, a, nu prea mai îmi place biserica. Nu. Ei trebuie să înțeleagă că ei sunt biserica lui Dumnezeu de astăzi, de mâine și de poimâine. În sfârșit, data viitoare vom avea și povestea pentru ei. Am o întrebare. De ce apar crizele în viața oamenilor? Te-ai gândit vreodată la chestia asta? De ce apare criza în viața creștinului? De ce apar crizele în viața așteptătorilor celei de-a doua veniri, adventiștilor? De ce apar crizele? Cuvântul criză e cunoscut de toată lumea. Citeam nu demult despre povestea lui Mihail Kalashnikov. Ați auzit de individul ăsta? Uite, fratele, îmi face și semn. Da, inventatorul unei arme de distrugere, nu, care pentru, mi se pare că și acum există în armata română aceste pistoale Kalashnikov, cei care au făcut armata știu foarte bine, da? Omul ăsta a împlinit venerabila vârstă de 95 de ani și cei de la guvernul Rusiei s-au gândit să-i facă o surpriză, să-i dea un premiu de competență, de excelență. Și pentru aceasta au organizat o festivitate imensă și l-au anunțat din timp pe data de, faceți tot posibilul să fiți cu noi. Vă asigurăm transport, vă asigurăm toate condițiile, vă trimitem oameni care să vă aducă aici, absolut tot, important să vreți să veniți. Nu i-au spus de ce, că vor să-i dea premiu. Și în sfârșit, la ocazia respectivă, omul a fost prezent. Și când i s-a spus pentru ce a fost chemat, spune că omul acela din momentul acela n-a mai fost același. Pentru că în preambulul premierii, când i-a dat un premiu foarte valoros și niște diplome foarte interesante, din momentul acela Mihail Kalashnikov pur și simplu nu și-a mai găsit liniștea. A apărut în viața lui una dintre cele mai mari crize, pentru că i s-a prezentat o statistică a numărului imens de pistoale, de arme Kalashnikov, care pur și simplu inundă planeta la ora actuală. Și când și-a dat seama câte gloanțe ies de pe țeava unui singur pistol și câte vieți omenești au fost secerate, omul acesta a intrat în niște frământări sufletești, nu și-a mai găsit liniștea. Și atunci s-a gândit ce să facă. A trimis o scrisoare la Patriarhul Rusiei, pe numele lui actual, Kiril, ați auzit de Patriarhul Rusiei, și omul acesta l-a chemat și a spus, vino să stăm de vorbă. Și a spus următoarele lucruri. Tu trebuie să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu. Armele pe care le-ai făcut-o a distrus milioane și milioane și milioane de vieți omenești. Tu trebuie să te pocăiești. Să auzi la Biserica Ortodoxă, chestia asta e mai rar puțin. Dar omul acesta a avut tăria să-i spună, singurul lucru care te poate face în stare să depășești această criză din viața ta este să mărturisești înaintea lui Dumnezeu toate aceste păcate de care te faci vinovat la scară planetară. Hai să zicem că ăsta a fost și a făcut multe lucruri. Dar vreau să vă spun că nu există om și nu există creștin în viața căruia să nu apară o anume criză. Chiar și tinerii au crize, chiar și copiii.
Nu mai vorbesc de adulți, ci nu mai vorbesc de bătrâni, a căror viață nu este pusă în ordine cu Dumnezeu, apar asemenea crize. Și ele izvorăsc în general datorită mustrărilor de conștiință care vin în viața noastră, datorită unor lucruri nerezolvate, dar datorită unor păcate pe care le-am făcut și de care câteodată nu suntem conștienți și altădată le ignorăm. Apoi ce am făcut? Ce? Eu am spart casa, eu am făcut... Nu? Așa zicem noi. Ce păcate am făcut? Însă Dumnezeu, care este bogat în bunătate pentru îndurarea Lui cea mare cu care ne-a iubit, îngăduie să vină în viața noastră astfel de crize. Haideți să citim Scriptura. Vă invit să deschideți Biblia în 1 Împărați, capitolul 19. 1 Împărați, capitolul 19, după ediția Cornilescu, pagina 382 pentru cei care au Biblia. Puteți să o ridicați câți aveți Biblia? E bine, să ridice mâna care n-are Biblia. Aha. Bun. Aici, la capitolul 19, începând de la versetul 1, citim. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună: să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia dintre preoții pe care i-ai ucis la Carmel. Când Ilie a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să scape viața. A ajuns la Berșiba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie, unde după un drum de o zi a șezut sub un ianupăr și dorea să moară zicând: destul, acum, Doamne, ia-m sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. A ajuns în vreo situație vreodată în care să spui: Doamne, ia-mi viața că sunt un nenorocit. A ajuns să spui vreodată? A venit toată la biserică un individ care mai venea el de obicei, dar s-a așezat în ultima bancă. Și o soră care era foarte destoinică, mai ales atentă cu musafirii, s-a dus la el: ce mai faci? Cum ești? Ți-ai pus viața în rânduială cu Dumnezeu? A, nu, Doamnă, nu. Nu, Doamnă. Pe mine nu mă mai iubește Dumnezeu. Eu sunt un pierdut. Și femeia a zis: ești pierdut, slavă lui Dumnezeu! Este extraordinar pentru că ești pierdut, că sunt mulți în lumea aceasta care cred că nu sunt pierduți. Și Fiul lui Dumnezeu a venit să mântuiască chiar pe cei care sunt pierduți. Deci, iată vestea bună pentru tine. Da. În general, Biblia este una dintre cele mai fascinante cărți care debutează pe istoria Universului cu una dintre cele mai mari crize, căderea omului în păcat. O criză imensă. Criză care nu a luat prin surprindere pe Dumnezeu, care a pregătit din veșnicii planul de mântuire pentru toți aceia care aveau să cadă. Și începând de la Adam și până astăzi, avem de-a face cu o planetă a oamenilor pierduți. Și vestea mare este că Dumnezeu a pregătit planul de mântuire pentru toți cei care sunt pierduți. Întrebarea: de ce apar crizele în viața oamenilor? Și dacă apar aceste crize, cum putem să le facem față? Am citit despre Ilie, care a fost un om supus acelora slăbiciuni ca și tine și ca și mine, și vedem chiar din acest pasaj pe care l-am citit, un profet al lui Dumnezeu, care, dacă începem să studiem viața, descoperim câteva lucruri interesante. Auziți? Ahab caută să-l ucidă. De ce? Pentru că a zis: viu este Domnul, că nu va fi ploaie pe pământ decât după cuvântul meu. Și 3 ani și jumătate, o secetă incredibilă, mai mare decât este în România de astăzi. O secetă, 3 ani și jumătate, n-a plouat. Și Ahab, care este un împărat al poporului Israel, dar inima lui era de dată Baalilor și Astarteilor, închinare idolatră, închinare păgână,
hotărăște să-l omoare, caută și nu-l găsește. În stânga, în dreapta, cu trei rățarea, de ce? Ca și când aceasta era situația de a rezolva criza de apă din Israel, nu? Interesant, nu? Și imaginați-vă, pe fundul acestei secete imense, Dumnezeu îl trimite să supraviețuiască în casa unei văduve sărace, văduvă care n-are să-și hrănească copilul care l-avea. Și spune, tu trebuie să mă hrănești. Cum să te hrănesc? Că n-am cum. Dacă vom citi istoria, vedem. Nu? Are loc o negociere. Viu este Domnul, dă-mi mai întâi mie și iată ce se va întâmpla. Și iată că supraviețuiește nu în poporul Israel, ci undeva, unde? În Sarepta Sidonului. O zonă păgână. Domnul trimite pe Ilie să supraviețuiască acolo. Și, cum zice românul, colac peste pupăză, în timp ce stă acolo la femeia aceasta și supraviețuiește și ea și copilul, deodată copilul se îmbolnăvește și moare. O altă criză pentru... Și are loc acolo o minune pe care Dumnezeu o face prin profetul Domnului și băiatul este readus la viață. Bucurie mare! Însă după 3 ani și jumătate, Domnul trimite pe Ilie la Ahab ca să-l confrunte direct. Și când Ahab îl vede, ce zice? Tu ești cel care nenorocești pe poporul Israel. Și Ilie spune, nu, nu eu, ci tu și casa tatălui tău, pentru că ați condus poporul la idolatrie. Este foarte interesant, pentru că dacă citim viața lui Ilie, apar crize una după alta, ca atunci când stai la semafor. Se aprinde semaforul, gata, altă criză și altă criză și una după alta. Este, dacă vreți, un profet al crizelor. Ca să nu mai vorbim de cea mai mare criză când este confruntat pe Carmel, poporul stând în fața a două direcții. Închinarea către adevăratul Dumnezeu și închinarea idolatră către Baal și Astarte, pe care o promovase acest sistem al Izabelei, care odată cu căsătoria lui ei cu Ahab, aduce tot harnașamentul de închinare idolatră în Israel. Și ceea ce este curios, că începând de la împărat și până la ultimul om, se părea că nu mai există nimeni care să se închine adevăratului Dumnezeu. Și Ilie zice la un moment dat, destul, căci nu sunt mai bun decât părinții tăi, părinții mei. Și Domnul îi spune, nu te teme, mai am și alții, tu nu-i cunoști, ai impresia că tu ești singurul. Pentru că așa se întâmplă, ori de câte ori treci printr-o criză, încep să te gândești, dar de ce numai eu sunt, parcă sunt blestemat, la mine vine una după alta, nu știu cum să mai ies din ele. Și încerci tot felul de soluții și nu reușești să le dai de capăt. Și tot sper că poate o veni o zi mai bună decât cea care a fost. Nu? Și ziua aceea nu mai apare. Și unii oameni ajung în cele din urmă să-și pună capăt zilelor. Dacă aveți privilegiul să treceți vreodată peste Golden Gate, ați auzit de Golden Gate, este un mare pod care se întinde peste golful de la San Francisco. Este renumit acest pod pentru construcția lui imensă, pentru faptul că este unic în lume datorită cablurilor care ține acest pod suspendat peste apele golfului. Dar acolo, paradoxal, acest pod este renumit pentru numărul mare de sinucideri. Cele mai multe sinucideri au avut loc pe acest pod, pentru că oamenii care nu mai au niciun fel de speranță merg pe acest pod, este posibilitatea să mergi și pe jos, sunt 4 benzi la ducere și 4 la întoarcere și de o parte și de alta este trotuar pentru a merge pe jos. Sunt mulți care aleargă să facă antrenament, nu? Pentru sănătate, sport, da? Dar s-a făcut un calcul acolo
de ordinul sutelor de mii de sinucideri până în prezent și nu știu câte sinucideri au loc pe an. Din cauza aceasta, guvernul a luat măsuri ca din loc în loc să pună niște cabine telefonice. Pentru că, în general, cei care își pun capăt zilelor, ori scriu o scrisoare și o lasă undeva ca să fie găsită și spun motivul pentru care s-au sinucis, dar pe acest pod se gândesc majoritatea să mai dea un ultim telefon celor dragi ai lor, ca să știe că, uite, a ajuns la disperare și gata. Și când ei dau acest telefon, niciodată nu este telefon direct cu familia. Sună la o centrală și centralista face legătura cu familia. Dar special e făcută ca în timpul când ei dau telefon, deja ambulanțele să ajungă într-un timp cât mai scurt ca să mai salveze ce se mai poate salva. Și mulți au fost salvați pentru acest, pentru timpul petrecut în telefon cu cei dragi. Oamenii care nu au niciun orizont, oamenii care ajung disperați, oamenii care, ale căror speranțe pur și simplu sunt spulberate, doresc o ieșire în decor și sinuciderea pentru cei mai mulți este considerată un astfel de refugiu total, ca să scape, să uite. Însă, frați și surori, Biblia este cartea cărților care aduce cea mai mare veste pentru toți copiii lui Dumnezeu. Biblia este plină de răspunsuri, dar și de soluții, mai ales atunci când noi trecem prin crize. Nu știu dacă ați citit despre David Jacobson, un mare predicator care la vremea tinereții lui a fost ostatec în Liban pentru 17 luni. Și pentru că a fost prins de localnici, a fost supus unui tratament incredibil. 17 luni a stat într-o cușcă numai în lenjerie intimă. Lenjerie care nu a fost schimbată în mod normal, măcar o dată pe săptămână. 17 luni. Și omul acesta povestește ce l-a ajutat pe el să treacă prin această incredibilă criză de exterminare, pur și simplu, pentru că era considerat dușmanul celor din Liban, în războiul care a fost în perioada aceea între americani și libanezi. Și el spune, în capul listei numărul 1 este credința în Dumnezeu și rugăciunea. Rugăciunea este o soluție pentru criză. Avem un Dumnezeu care ne iubește extraordinar, necondiționat. Un Dumnezeu care vine în întâmpinarea omului. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice prin prorocul de pe vremuri. Dacă mă veți căuta cu toată inima, Dumnezeu se lasă să fie găsit. El vine în întâmpinarea tuturor celor care trec prin criză. Când ești în criză, privește la Iisus când te confrunți cu o problemă de nerezolvat. Privește la Iisus Hristos. De ce să privim la Iisus Hristos? Pentru că El este singurul care ne poate ajuta. Înainte ca să trecem noi prin toate crizele pe care le putem traversa, Iisus Hristos a trecut pe aici. Fii sigur că Dumnezeu se află la conducerea vieții tale. Amintiți-vă de Daniel, despre care am povestit la ora de rugăciune, care nu s-a temut de absolut nimic chiar atunci când a venit o criză de viață și de moarte în viața lui. Știți porunca care s-a iscălit după legea mezilor și peșo care nu se poate schimba. Dacă cineva în timp de 30 de zile înalță rugăciunul un alt Dumnezeu decât împăratului, să fie aruncat la groapa cu lei. Și Daniel, după obiceiul lui, se ducea de 3 ori pe zi să se roage lui Dumnezeu rugăciunea, auziți? De trei ori, cu ferestrele deschise, adică nu se ascundea, se băga undeva să nu-l vadă nimeni, nu? Ferestrele deschise.
să se roage lui Dumnezeu. El nu s-a temut de poruncile oamenilor. Nu și-a schimbat direcția de mers privind credința lui datorită crizei incredibile care a venit în viața lui. Fii sigur că Dumnezeu se află la conducerea vieții tale. Fii sigur. Mă mai iubește pe mine Dumnezeu? Spunea cineva. Păi cum? Că am făcut atâtea prostii. E bine că cel puțin le recunoști. Dar tocmai aici Dumnezeu te poate ajuta dacă ești dispus să accepți. Al patrulea lucru important când treci prin criză. Folosește un limbaj înțelept pentru a nu complica și mai mult lucrurile. Amintește-ți de Abigail, o femeie înțeleaptă care avea un bărbat nebun. Numele lui era Nabal. Și știți, când David a trimis să dea ceva de mâncare pentru oștenii lui, a zis, tu să-ți dai o singură? Niciodată. Și atunci David s-a hotărât să-l extermine pur și simplu. Numai că omul acesta a avut șansă, pentru că a venit nevasta lui, femeie înțeleaptă, care a știut să vorbească. Vedeți? Dumnezeu ne-a dat această capacitate de a folosi limbajul pentru zidire, pentru ridicarea celui de lângă tine. Dacă sunt foarte multe divorțuri astăzi, este pentru că cei doi au uitat să folosească limbajul potrivit în dialogul pe care trebuie să-l aibă. Și ați văzut câteodată te mai ia gura pe dinainte, nu? Și vorbești ce nu trebuie și după aia îți pare rău. Păi cine m-a pus eu? Păi cine te-a pus? Te-a pus cineva, dar tu ai uitat să fii atent. Nu? Și să știți că de chestia asta nu scapă nimeni. Dacă știm să folosim un limbaj potrivit, când vezi că celălalt are o problemă, nu te duci și mai dai și tu un cap după ce că el deja este acolo lovit. A, păi din cauza ta, că ești tu neisprăvit, sau că ești neatent, sau că nu știu ce. Sau el zice ei, păi, de când te-am luat tot așa, nu te-ai schimbat și tot. Nu! Vorbiți între voi cu psalm, zice Biblia. Cuvinte care ridică. Cuvinte care să ridice pe cel doborât de întristare. Dumnezeu ne învață în Scriptură lucrul acesta. Și aici, aceasta este diferența între cei care iubesc pe Dumnezeu și cei care nu vor să audă de credință. Ei găsesc soluții la marea lor criză. O inimă veselă este un bun leac, zicea Cartea Proverbelor, nu? Amintiți-vă de Pavel și Sila în închisoare. Auzi, bătuți, puși în lanțuri și cu picioarele în butuci, băgați în pușcărie și în timpul nopții, oamenii aceștia începe să cânte cântări de laudă. Ai cântat vreodată o cântare de laudă lui Dumnezeu când ai trecut prin criză? Păi cui mai arde de cântare, nu? Nu? Nu, Dumnezeu ne învață prin acest exemplu ca să știm cum să depășim. Nu vezi nimic. Ești blocat pur și simplu de o problemă, doborât. Încearcă să o cânți o cântare. Mama mea avea obiceiul să fluiere și ea fluiera cântările de la biserică, care le știa ea. Și eu am rămas cu acest obicei, nu fluier ca românul a pagubă. Că de obicei așa zice, a, păi te-ai găsit acum, o să fluieri și tu, când noi trecem până atâtea probleme, te apucă cântatul. Pavel și Sila ne învață că atunci când ești în cea mai mare criză, laudă pe Dumnezeu, pentru că ți-a dat harul să treci prin suferințele Domnului nostru Iisus Hristos. Roagă-te mai mult când ești într-o criză în curs de desfășurare. Amintiți-vă, când Petru era în închisoare, biserica s-a rugat toată noaptea pentru el. Și a fost eliberat în mod miraculos, Domnul a desfăcut toate încheieturile, toate blocajele dintr-o închisoare și l-a scos în stradă. Și când s-a dus Petru la cei care îi știau unde, camera de sus, acolo unde ei se rugau, și când a bătut la ușă, fata aceea, în loc să deschidă ușa, au... S-a dus să spună, uite, Petru,
Rugăciunea este o armă puternică împotriva situațiilor de criză prin care noi trecem. Fii conectat cu Dumnezeu chiar dacă ai trecut prin criză și ai obținut victoria. Adică, dacă ai trecut prin criză, să nu cumva să uiți pe Dumnezeu. Dumnezeu este acolo ca să te ajute. Dumnezeu răspunde problemelor tale. Fă-ți viața mai simplă atunci când treci printr-o criză majoră. Adică, cum să o faci mai simplă? De obicei, noi ne complicăm foarte mult. Pentru că, este un nivel de viață pe care, dacă zici că nu te adaptezi la situația prezentă, ce o să zică alții despre tine? Dar dacă te uiți în casele tale, în casa ta, în casele noastre când ne uităm, sunt foarte multe lucruri aglomerate acolo care nu ne sunt de niciun folos. Americanii au un obicei foarte, foarte interesant. Când au lucruri care pur și simplu nu le mai folosește la nimic, atunci le scot și formează un fel de, zic ei, garage sale. Adică scot tot ce au de vânzare și vine lumea și cumpără și le vinde cu o sumă, dar nu le aruncă la stradă. Sunt unii care au nevoie. N-au bani să le cumpere din magazin, mie nu mai folosesc. De ce să aglomerez casa cu ele? Și când te uiți în garaj sau în cămări, sunt multe lucruri care nu ne mai folosesc. Fă-ți viața mai simplă. Pentru că o să vezi că folosul nu întârzie să apară chiar atunci când ai o situație mai complicată. Învață fiecare lecție și fii pregătit pentru cele ce urmează. Când depășești o criză, învață. Adică să nu treci din nou prin aceeași situație complicată prin care ai trecut. Așadar, când ne aflăm într-o criză, încearcă să mai privești odată la Domnul Iisus Hristos. Știți cum zice în Evrei, capitolul 12, și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu nori așa de mare de martori, ce să facem? Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să ne uităm țintă la cine? La căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care? Pentru bucuria care era pusă înainte, în orice criză, gândește-te la bucuria care urmează după ce ai trecut criza. Gândește-te și încearcă să te vezi dincolo de ea, să vezi și apoi să te uiți cu înțelepciune pe unde ai trecut ca să nu mai treci altă dată pe acolo. Încearcă să privești la Iisus. Și cum citim în Isaia, capitolul 53, nu? El care a suferit pentru noi, absolut, s-a uitat la ziua aceea minunată, pentru bucuria care era pusă înainte. Domnul Iisus Hristos a trecut prin cea mai mare criză. Noi suntem invitați să privim acolo. Suntem în fața celei mai mari crize din univers. Și dacă ne uităm în Apocalipsa, capitolul 15 și 16, când vorbim despre cele șapte urgii sau cele șapte plăgi, este ceea ce noi numim marea criză a omenirii care va fi la sfârșitul acestui pământ. Ca să Dumnezeu îngăduie crizele din viața, nu El este autorul crizelor, El le îngăduie să vină în viața celor care așteaptă pe Domnul să vină, cu scopul ca ei să învețe lecțiile, că atunci când vom trece prin marea criză, când plagă după plagă, urgie după urgie, va lovi această planetă a închinătorilor, celor care se închină fiarei și icoanei ei. Deci cele șapte plăgi nu sunt pentru copiii lui Dumnezeu. Sunt pregătite pentru cei care se închină fiarei și icoanei ei. Cei care au înlăturat pur și simplu legea lui Dumnezeu. Cei care au zis că sabatul nu ne mai trebuie. Cei care pur și simplu se leapădă de adevăratul Dumnezeu, închinându-se în mod fals, omenirea aceasta va trece prin cea mai mare criză. Pentru vremurile acelea, să ne uităm
cu băgare de seamă la cel care a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să ne pierdem inima și să cădem de oboseală în sufletele noastre, zice versetul 3 din din Evrei, capitolul 12. Suntem în fața celei mai mari crize pentru tine și pentru mine. Dumnezeu a pregătit ceva extraordinar. Te-ai gândit vreodată ce înseamnă să-L vezi pe Cel care a făcut soarele? Pentru că Iisus Hristos este creatorul acestei planete. Iisus Hristos este Cel care a așezat soarele și luna. Imaginează-ți, ca să fii acolo, viața ta trebuie să se schimbe radical. Dar nu te îngrijora. Dumnezeu îți vine în întâmpinarea celei mai mari crize pentru tine ca tu să-L primești pe El ca Domn și Mântuitor al vieții tale. Tu va trebui să locuiești în compania lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos, Creatorul, și a îngerilor Săi sfinți. Nu se poate să rămânem așa. Dumnezeu așează înaintea noastră Scriptura nu doar de a trece prin criză, ci ca să ne pregătească un caracter nou, un caracter care va fi singura noastră zestre cu care va trebui să părăsim lumea aceasta. Cartea Apocalipsei se încheie într-un mod glorios. Vă aduceți aminte când prezentam seminarul Descoperirea Apocalipsei, apărea aici pe ecran, nu? Și lecție după lecție ne bucuram de lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru copiii Săi. Frați și surori, îmi place ce spune se termină una dintre cele mai mici cărți ale Scripturii cu cuvintele extraordinare pe care le găsim în epistola lui Iuda. Cine a fost Iuda? Deci nu Iscarioteanu, nu? Auziți, în această epistolă găsim versetul 24. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere, de orice criză care vine, și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei celui care vine pe norii cerurilor, Domnul nostru Iisus Hristos, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Și se încheie această epistolă cu cuvintele Amin. Iată ce lucruri minunate pregătește Dumnezeu, așa că când treci prin criză, nu dispera. Nu. Stai liniștit. Stai liniștit și așteaptă în tăcere să vezi ce frumos te conduce Dumnezeu dacă te încrezi cu toată inima în El. Doresc din toată inima, fiecare dintre noi, nu doar să auzim aceste lucruri, ci să le punem în sufletul nostru. Ca atunci când trecem prin situații complicate, să știm soluția. Soluția o are Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.